conformitate cu prevederile articolului 133, aliniatul 1, articolul 134, aliniatul 1, litera A din Ordonanța de urgență a Guvernului 57 din 2019, privind codul administrativ cu modificări și completările ulterioare, precum și în baza dispoziției primarului orașului Dărmănești, județul Bacău, în adresa numărul 378 din 23.07.2021, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Dărmănești, ce va avea loc în ziua de astăzi, 29.07.2021. Supune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Sunt prezenți 16 consilieri, 3 dintre colegii dumneavoastră participă online la ședința ordinară. Având în vedere că am avut o demisie în cadrul Consiliului Local cu o lună și jumătate în urmă și ținând cont de faptul că sunt îndeplinite condițiile pentru a depune jurământul domnul Alexa Vasilică, vă propun ca înainte de a intra pe ordinea de zi, să-l invităm pe colegul nostru, domnul Alexa Vasilică, să depună jurământul în fața Consiliului Local. Vă rog să veniți în față. Vă rog să vă ridicați în fața. Semnatul Alexa Vasilică, consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Dărmănești. În conformitate cu prevederile articolului 117, alineatul 1 din OUG, numărul 57-2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local Dărmănești următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și în priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Dărmănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Consilier local, Alexa Vasilică. Semnați. În urmă, aplaudăm un pic. După ce semnează, ca să mă zici cu asta. Poate să răzgândești. A semnat, a Mulțumesc. Bine ați venit. Vă propun să intrăm pe ordinea de zi. Vă rog, domnul președinte. Punctul 2. Aprobarea proiectului ordine de zi a ședinței ordinare din data de 29.07.2021. Cine este pentru? Împotrivă? Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30.06.2021. Cine este pentru? Cine nu a participat la ședința respectivă, vă rog să se abțină. Deci domnul Alexandra, da? Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 9.07.2021. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Dărmănești, județul Bacău, pe anul 2021. Inițiativa domnului primar. Am să fac înainte de a-i da cuvântul doamnei contabil șef câteva precizări. Este vorba de o rectificare pozitivă. Sumele provin din două surse. În primul rând, 40.000 de lei plus datorită încasărilor pe care le-am avut în ultima perioadă pe anumite componente, deci rectificare pozitivă. Și a doua sursă care influențează pozitiv creșterea bugetului local este
venită din fondul de intervenție la dispoziția primului ministru și este alocată pentru inundațiile care au avut loc în luna iunie în orașul Dărmănești. Suma este în cuantum de 3.197.000 de lei. Pagubele pe care noi le-am avut la Dărmănești se ridică la peste 10 milioane de lei. Ne-au fost atribuite aceste sume punctual prin hotărâre de guvern pentru refacerea peste 43 de kilometri de străzi balastate, refacerea unor gabioane pe râul Uz și râul Trotuș și de asemenea refacerea unor gabioane pe râul Dena Dărmănească. O să rog pe doamna contabil să ne facă scurte precizări cum am propus să cheltuim aceste sume și sigur, dar mai spune. Influența pe total este de 3.237.000 de lei. Prepartizarea acestor sume pe capitolele de cheltuială se realizează altfel. La capitolul 65.01.02, învățământ, pe cheltuieli materiale, 23.000 de lei. Și la capitolul 67.02, 17.000 de lei. Deci, în total, 40.000 de lei pe cele două capitole, bani care provin din creșterea veniturilor bugetului local. Și la capitolul 8402, la străzi, respectiv cheltuieli materiale, reparații, suma de 3.197.000 de lei, sumă provenită din fondul de intervenție la, de la guvern. Deci totalul creșterii este de 3.237.000 de lei. Tot aici am evidențiat faptul că din totalul sumei de 40.000 de lei, suma de 20.000 lei de la capitolul 6702, cultură, se va utiliza pentru premierea familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie. Atât. Dacă sunt întrebări, vă rog. Dacă nu sunt întrebări, se pune la vot proiectul de rectificare a bugetului local. Când este pe aici? Împotrivă? Domnul Stăvăreț, domnul Polpas, domnul Dremetin, pentru, da? Domnul Unanimitate. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind recompensarea elevilor chef de promoție din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de raza orașului Dărmănești. Anul școlar 2020-2021. Inițiator, domnul primar. Am să fac câteva precizări și aici și aș începe prin a reaminti că începând din 2016, în fiecare an, șefii de promoție au fost recompensați de Consiliul Local în lei cu o sumă în funcție de disponibilitățile pe care le-am avut în anii respectivi. În fiecare an facem adresă către directorii școlilor din Dărmănești să ni se comunice care sunt șefii de promoție. Este vorba de o recompensă în bani, așa cum am spus, și în acest an, în urma răspunsurilor transmise de către directorii de școli, avem nominalizați trei elevi, doi de la Liceul Tehnologic, respectiv șeful de promoție de la clasa 12-a, șeful de promoție de la clasa 8-a și un elev de la școala gimnazială numărul 2, șeful de promoție de la clasa 8-a. Suma pe care o propunem pentru recompensă este 1.000 de lei pentru fiecare elev și sigur, spuneam noi în anii anteriori că ne propunem prin acest mod de recompensă să premiem valorii. Afară de alte măsuri pe care noi le-am luat și aș aminte aici burse pe care le alocăm încă din 2016, atât burse sociale, burse de merit, venim și cu acest mod de recompensă a valorilor din școala de Bănăștean. Dacă aveți întrebări, vă rog. O întrebare. Pentru școală, locul la Vâș nu există niciun șef de promoție? Noi am transmis adresele către toți directorii de școli, așa cum am spus. Din discuțiile avute cu directorii, se pare că acei elevi care au terminat primii nu îndeplinesc condițiile, adică au o notă mult prea mică.
Deci ei sunt primii, dar au o notă mult prea mică comparativ cu criteriile de atribuire. Deci sunt și acolo absolvenți, avem și la școala 3 absolvenți, dar nu se ridică la nivelul de a fi recompensați ca șef de promoție. Mulțumesc, dacă mai sunt întrebări. Dacă nu, sunt, supunem la vot punctul 6, proiect de hotărâre privind recompensarea elevilor de pe raza orașului de urmă. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Abținere. Abținere dumneavoastră, da? Deci 16 pentru și abținere. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei integrate de dezvoltare urbană la orașului Dărmăreț, județul Bacău, pentru perioada 2021-2027. Inițiator, domnul primar. Spuneam la una din ședințele de anul trecut că pe lângă strategia de dezvoltare locală pe care noi am aprobat-o la nivelul orașului Dărmăreț, era necesar să întocmim și acea strategie integrală de dezvoltare urbană a orașului pentru perioada 2020-2027. La nivel de oraș, până nu de mult, era suficient să avem doar strategia de dezvoltare locală. În noile propuneri de proiecte și de axe europene, se pare că anumite axe condiționează pentru orașe a avea aprobată prin Consiliul Local și acest SIDU, cum spune noi, strategia integrată de dezvoltare urbană. Sunt axe care vor finanța anumite proiecte care se pliază pe orașul Dărmănești, doar dacă avem acest SIDU aprobat. Sigur că acest SIDU a fost întocmit de către o firmă de specialitate. Am căutat în această strategie integrată de dezvoltare să prindem toate oportunitățile care pot să ajute orașul Dărmănești financiar pe următorii ani, până în 2027, am identificat toate potențialele surse de finanțare, atât cu fonduri europene, și vorbesc aici la POR, vorbesc de viitorul PNRR, de POIM și așa mai departe, am ținut cont de fondurile guvernamentale și, eventual, am luat în analiză și fondurile locale care pot să dezvolte localitatea. Acest SIDU poate fi, ca și de altfel, și strategia de dezvoltare locală îmbunătățit dacă vor apărea noi oportunități și nu, ele nu sunt prinse în această strategie. Dacă aveți întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot punctul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei integrate de dezvoltare urbană a orașului de Dărmănești. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul Cătălin este pentru, domnul Cătălin pentru, domnul Cătălin pentru. 17 pentru. Facem mențiunea că fiecare proiect de hotărâre a fost însoțit de avize favorabile, ca să precizăm și acest aspect. Nu s-a precizat. Deci pe comisii sau la avize. Mergem mai departe. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumire a străzilor precum și a nomenclatorului stradar de pe raza administrativ-teritorială a orașului Dărmănești, județul Bacău. Inițiator, domnul primar orașului. Da. Am avut pe comisii discuții cu completările pe care le-am discutat pe comisii. Vă propun că acest proiect de hotărâre să fie, eu știu, aprobat, pentru că avem nevoie să avem, eu știu, aprobat acest proiect de hotărâre. Avem avizul de specialitate de la Comisia de Atribuiri de la Bacău. Au scăpat colegii mei una din poziții din străzi, au completat-o și în proiectul de hotărâre va apărea exact da, în hotărâre. În hotărâre va apărea exact. Este grafic, nu este deci doar în grafic apărea, nu apărea în urmând așa cum am spus că după ce vom aproba acest proiect de hotărâre, într-o ședință ulterioară să venim cu încă un proiect care să, pe fiecare stradă, să personalizeze și numerele. Dacă aveți întrebări? Nu, având în vedere că mai e de lucru mai el și pentru că a mai fost odată un proiect de hotărâre legat de acest nomenclator,
la care m-am abținut. Consider că este mai ok să mă abțin în continuare. Aștept forma finală și vedem atunci. Ok. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt întrebări, supunem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii de demolire a străzilor, precum și a nomenclaturii stradal de pe raza administrativ teritorial a orașului Dărgănești. Care este pentru? 10, 11, 12, 13, domnul Cortas, pentru? Da. Domnul Cemoie, pentru? Domnul Devețini? Abține. Deci, două abține. Cine se abține? Doamna Verdeș, domnul Baraș și domnul Devețini. 3 abține și 14 voturi pentru. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de urgență în cuantum de 5.000 de lei, constând în materiale de construcții, doamna Deleanu Boina, persoana aflată la nevoie socială cu domiciliu în sat Lapoș, oraș Dărmăniu, județul Bacău. Pe tot domnul Cumar. Da. Așa cum știți și cum am procedat încă din 2016, fiecare familie care este afectată de incendiu primește un ajutor financiar de urgență, constând în materiale de construcții. Și în cazul doamnei amintite aici, avem procesul verbal de la ISU, avem solicitarea doamnei și propunem un ajutor financiar de urgență în cuantum de 5.000 de lei, constând în materiale de construcții. Dacă aveți întrebări. Dacă nu aveți întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Colegii din online, da? Domnul Colegat Ferti, domnul Dezeținit Antic, domnul Stănuleț, pentru 17 voturi, a spus solicitatul. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale în sensul anulării accesorilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020, datorată bugetul local al orașului Dărmănești, societatul. Inițiator, domnul primar. Da, având în vedere ordonanța de urgență a Guvernului numărul 19 pe 2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal, am venit cu acest proiect de hotărâre care propune la articolul 1 anularea accesorilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020 datorate la bugetul local. Poate că pare un pic complicat acest articol, dar pe înțelesul tuturor, toți cei care aveți datorii la primărie, taxe și impozite, fie că sunteți persoane fizice, fie juridice, dacă doriți să achitați aceste debite, scăpați de majorări și penalități. Deci, am mai avut anul trecut o hotărâre de genul ăsta, care a fost valabilă până la 31 decembrie 2020 și au venit persoane, atât persoane fizice cât și juridice, și au achitat baza. Sunt datornici la noi care au debitul de 2.000 de lei și majorări și penalități de 4-5.000 de lei. Deci cei care, repet, care sunteți interesați, începând de luni, puteți veni la serviciul impozite și taxe, la biroul din piațetă, întrebați acolo personalul care este la ghișeu, care sunt condițiile și cu siguranță, dacă vă achitați debitul, puteți să scăpați de sume importante. Deci venim cu acest proiect de hotărâre pentru a facilita posibilitatea de a plăti cu reducere, da, aceste datorii și așa cum am făcut și în 2020, vom publica și pe site-ul primăriei, vom face informare pentru beneficiari. Acest proiect, această hotărâre după aprobare va fi valabilă până la 31 decembrie 2021. Deci toți cei interesați pot veni în condițiile în care achită debitul, scapă de acele majorări și penalități. Dacă aveți întrebări. Dacă nu aveți întrebări, să punem la vot proiectul de hotărâre privind acordarea facilităților fiscale în sensul anulării accesorilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 datorită bugetului local, da, al orașului Dărmănești. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul Dezeținut, pentru domnul Scorpa.
pentru domnul Stănăț pentru 17. Aș face o precizare, totuși cred că cei care au datorii foarte mari, poate sunt plecați în străinătate, poate trebuie să notificați aparte prin vecini, prin... Deci noi facem procedura fiscală, informăm cetățenii vis-a-vis de datoriile pe care le au. Cu siguranță vom publica și acest proiect de hotărâre pe toate căile pe care le avem la dispoziție și inclusiv pe site-ul primăriei și toți cei care vor să beneficieze se adresează nouă până la 31 decembrie. Și, da? Deci facem tot ce ține de publicitate în așa fel încât să poată să știe fiecare datornic că are o șansă de a plăti mai puțin acum. Mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Dărmănești la programul de stimulare a înnoirii parcului autorului național 2020-2024, programul RABLA 2021, în vederea achiziționării unui autoturism prin acest program. Inițiator, domnul primar. Da, este o oportunitate să continuăm procesul de reînnoire a parcului auto. În fiecare an, începând din 2016, am beneficiat de acest program și am schimbat în proporție de 90% parcul auto cu mașini noi. Propun și în acest an, prin programul de stimulare a noii parcului auto, să mai achiziționăm un autoturism care are destinația, eu știu, pentru serviciul administrarea domeniului public și privat. Propunem un autoturism Docker Van cu două locuri, pentru că avem echipele de intervenție la, eu știu, reparații drumuri, la clădiri și așa mai departe, care au nevoie de un mijloc de transport care să poată în spate depozita scule, aparat de sudură și ce mai am eu. Avem, la schimb, un autoturism depășit din toate punctele de vedere, care creează mai multe cheltuieli decât beneficii și propune să dăm acest autoturism care a fost a poliției locale cândva la programul RABLA și sigur să beneficiem de un autoturism nou. Diferența va fi achitată integral din bugetul local, deci nu îl luăm pe credit, luăm cu banii cash, este prins această investiție în bugetul local în hotărârea Consiliului care a aprobat bugetul la începutul anului, așa că nu am avea niciun fel de probleme. Dacă aveți întrebări? Dacă nu aveți întrebări, să punem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea participării orașului de Dărmănești la programul de stimulare a noii parcuri auto național 2020-2024. Cine este pentru? Unanimitate, 17 voturi s-a adoptat. Proiect de hotărâre privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivel de UAT Dărmănești. Inițiator, domnul primar. Aș începe prin a aminti hotărârea Guvernului 640/2017 pentru aprobarea programului pentru școli în România în perioada 2017-2023, care prevede sau face trimitere la cornul și laptele, da? La programul cornul și laptele. Pentru a achiziționa aceste produse de care beneficiază elevii din școlile din Dărmănești, avem două posibilități. În primul rând, să ne asumăm prin hotărâre de Consiliu responsabilitatea de a achiziționa aceste produse la nivel de oraș Dărmănești și, sigur, de a le distribui, sau cealaltă variantă de neasumare acestei responsabilități și să dăm girul pentru Consiliul Județean Bacău să facă această achiziție la nivel de județ Bacău și, sigur, să se ocupe dumnealor și de distribuire. Propunerea pe care am făcut-o este de a aproba neasumarea responsabilității autorității locale din orașul Dărmănești și, sigur, această hotărâre o vom transmite Consiliului Județean. Deja am avut o discuție cu președintele Consiliului Județean în acest sens și
Sigur că neasumarea responsabilității presupune în spate o analiză de detaliu, care sunt punctele forte și care sunt punctele slabe ale unei sau altei variante. La nivel de județ Bacău, fiind un volum mai mare de achiziții de produse lapte și corn, prețurile sunt mai mici și sigur că și competiția este mai mare. Și atunci mergem pe varianta în continuare de neasumare, să vedem cum merge în această, eu știu, achiziție și dacă în viitor vom avea alt punct de vedere, din nou vom supune pe proiectul Consiliului Local și vom lua o decizie la momentul respectiv. Dacă aveți întrebări. Dacă nu sunt întrebări, punem la vot proiectul de hotărâre privind asumarea responsabilității, organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivel de unitatea administrativă a orașului de mare. Este pentru. Împotrivă? Abține. Colegii din online? Toată lumea pentru. Da? 17 voturi. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 4.000 de lei pentru acordarea unui sprijin financiar asociației pentru ambulanța Bacău. Inițiator domnul primar. Sigur că acest proiect de hotărâre vine ca un sprijin pentru serviciu de ambulanță Bacău. Știți că am trecut cu toții, cel puțin în ultimul an, pentru o perioadă foarte dificilă din punct de vedere al sănătății și ambulanța a fost, poate, instituția care a fost în primul rând sau în primul, eu știu, în față vis-a-vis de acest coronavirus. Am avut discuții nenumărate cu reprezentanți de la ambulanță și anul trecut, prin hotărârea Consiliului Local, am acordat un sprijin financiar Asociației pentru Ambulanță Bacău. Sigur că din acest mic ajutor pe care autoritățile publice îl dau, se finanțează parte din necesarul de materiale și nu numai la nivel de stații sau substații ale serviciului de ambulanță Bacău. Propunem și în acest an alocarea din bugetul local a sumei de 4.000 de lei. E un sprijin financiar pentru Asociația pentru Ambulanță Bacău în vederea achiziționării de materiale promoționale, premii, diplome, medalii pentru personal operativ și voluntari implicați în lupta împotriva virusului SARS-CoV-2. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot proiectul de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 4.000 de lei pentru acordarea unui sprijin financiar Asociației pentru Ambulanța Bacău. PSP. Împotrivă? Abține. În unanimitate? În unanimitate de 17 voturi intenți, colegii. 14. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru preluarea fără plată a unor autovehicule de la Inspectoratul de Poliție Județean Bacău. Aș vrea să fac și aici câteva precizări. În primul rând, voi invoca adresa 3190 din 23.07.2021, transmisă de Instituția Prefectului Bacău, prin care ni se aduce la cunoștință posibilitatea transmiterii fără plată în proprietate publică a UAT-urilor, a unor autoturisme scoase din uz. Și ne spun dumnealor că dacă suntem interesați de preluarea unor astfel de autoturisme, să supunem Consiliului Local proiectul de hotărâre privind acordul de principiu. Sigur că noi am spus aici, Consiliul Local Orașul Dărmăști și exprimă acordul de principiu pentru preluarea fără plată a unor autovehicule de la Inspectoratul de Poliție Județean Bacău. Mai exact, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău scot, eu știu, din uz un număr de autovehicule pe care le pun cu titlu gratuit la dispoziția UAT-urilor. Facem acest lucru pentru a îmbunătăți materialul didactic la Liceul Tehnologic Dărmănești, care are și specializarea de mecanici auto. Dacă vom prelua un autovehicul
în acest sistem, adică fără plată, punem autoturismul la dispoziția Liceului Tehnologic Dărmănești. Acolo elevii au posibilitatea să învețe pe viu despre mecanică auto, despre transmisie, motor și așa mai departe. Deci, practic, acest mijloc, dacă intră în posesia noastră, va fi, găsim o formă legală să-l donăm Liceului Tehnologic ca material didactic. Dacă aveți întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot proiectul de hotărâre privind acordul de principiu pentru preluarea fără plată a unor autovehicule de la Inspectoratul Județean de Poliție Bacău. 3 septembrie. Împotrivă, abstenții. Unanimitate. 17 voturi. Da, mulțumesc. Aș vrea la punctul 15 este prezentarea de către primarul orașului Dărmănești a raportului anual de activitate prin starea economică, socială și de mediu a orașului Dărmănești. Am prezentat-o, să te rog, Mirela, stinge becul ca să putem să ne vedem. O să rog și colegii de aici să se retragă cumva, pentru că vom proiecta pe acest ecran din spate în format, eu știu, sinteză, pentru că raportul este destul de vast și în raport sinteză parte din activitățile pe care noi le-am făcut în 2020. Sigur că raportul va fi postat pe site-ul primăriei și fiecare din cei interesați vor accesa și vor avea posibilitatea să găsească informații date despre acest raport. Da, o să încep prezentarea în sinteză și încep prin a spune că mulțumesc cetățenilor orașului Dărmănești că în urma votului din toamna anului 2020 ne-au încredințat, să zic așa, conducerea orașului pentru următorii 4 ani cu un procent de peste 72%. Colegii de la tehnic. Da? Da, spuneam că în urma votului din toamna anului 2020, peste 72% din cetățenii orașului Dărmănești ne-au încredințat încă un mandat împreună cu colegii din Consiliul Local să putem duce la îndeplinire promisiunile pe care noi le-am făcut. Raportul are un număr destul de mare de pagini, n-aș vrea să intru în detalii și la capitolul 1 avem date despre starea economică, socială, vedeți dumneavoastră, date istorice, așezare și așa mai departe. Vă propun capitolul 1 să-l discutăm, în format online, fiecare în timpul liber și să intrăm în lucrurile care sunt mult mai, să zic, interesante pentru noi și vom începe aici cu capitolul serviciului economic. Vreau să vă spun că la nivel de buget al orașului Dărmănești am schimbat strategia de sau filozofia de cheltuire a banului public și, în primul rând, am dirijat mare parte din resursele pe care noi le avem din taxe și impozite către investiții. Vedeți dumneavoastră că bugetul inițial al orașului Dărmănești în anul 2020 a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 33 și la venituri avem 26.801, la cheltuieli 25.605 și avem un excedent la sfârșitul anului de 1 milion sau 1.196. Au fost făcute 9 rectificări de buget, toate pozitive. Vedeți dumneavoastră, ne spune doamna contabil șef, contul de execuție și venituri. Punctez câteva lucruri ca să puteți să
eu știu, să putem parcurge lucrurile importante din, sau cele mai importante din raport. În primul rând, total venituri, 1000 lei, grad de încasare 87,13%, iar veniturile proprii 97,1%. Vreau să vă spun că este un procent destul de mare de încasare, ținând cont de alte perioade în care se încasa 50, 60, 70%. Având în vedere și faptul că 2020 a fost un an, așa cum spuneam, foarte dificil din punct de vedere al sănătății și foarte mulți cetățeni, datorită problemelor de sănătate, nu au mai plătit la timp taxele și impozitele. Aveți defalcat veniturile din ce sunt formate, pe fiecare componentă în parte. Vedeți că avem la anumite linii bugetare depășiri, de exemplu, impozitul pe clădiri, persoane fizice 113%, persoane juridice 109%. Asta înseamnă că am recuperat o parte din creanțele anilor anteriori. Dacă mergem mai departe, da, derulăm aceste sume, vedeți că avem și un grafic. Cu albastru sunt veniturile pe care noi ni le-am propus să le încasăm și cu acel portocaliu realizat. Deci suntem destul de aproape de ținta de 100%, așa cum spuneam, 97,1%. Sunt defalcate venituri proprii, subvenții, sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor, sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor, sume primite de la Uniunea Europeană. Aici avem mai puțin încasat, datorită cel puțin a două cauze. În primul rând, faptul că avem proiecte în derulare și ele încă nu sunt în execuție, ele au fost prinse în 2020 la finanțare și vă dau un simplu exemplu, de exemplu, strada minerilor. Da, este proiect finanțat prin fonduri guvernamentale. S-a întârziat atât de mult finanțarea acestor proiecte, încât și la acest moment suntem în evaluare tehnică la CNI. Deci nici acum, practic, noi nu am început lucrările efective. O altă problemă, pe fondurile europene decontăm foarte greu aceste sume. Noi, din bugetul local, din excedentul pe care l-am avut la 31 decembrie, finanțăm facturile pe care constructorii ni le aduc la decont, urmând să așteptăm noi 3-4 luni de zile să decontăm sumele de la din fondurile naționale sau europene. Deci și aici apare un decalaj. Dar vin banii și sigur că se completează. Dacă ne uităm pe componenta de autofinanțare, sursa e, cum place contabililor să spună, vedem total venituri 98,95% grad de încasare. Și vedeți și acolo, avem componente la care avem peste 100%, avem componente la care nu ne-am atins ținta de 100% pe care ne-am propus-o la începutul anului, dar sigur avem suficient de bun procentul de realizare a încasărilor. Dacă ne uităm pe contul de execuție buget local, iar un lucru foarte interesant, total cheltuieli, am bugetat la început 34.119, am închis sfârșitul anului 2020 cu 25.605. Asta înseamnă că am făcut economii, în special datorită licitațiilor publice care au fost făcute. Toate licitațiile sunt făcute în sistemul online și noi am prevăzut la începutul anului niște sume pentru niște proiecte, niște lucrări. În urma licitațiilor publice, datorită competiției de pe piață, ofertele au fost mai mici decât am estimat noi și sigur că avem economie. Vă dați seama de lucrul ăsta din coloana procent din plăți. 100%. Dacă n-am fi avut 100% aici, înseamnă că aveam datorii. Nu aveam toate plățile făcute
la 31 decembrie. Sunt foarte multe OAT-uri care înregistrează arierate, plăți neachitate la timp. Deci noi suntem cu 100%, deci nu avem niciun fel de datorie la acest moment, nici măcar credite, nu avem niciun fel de credit. Dacă ne uităm pe cheltuieli, la fel aveți acest grafic care scoate în evidență ceea ce am vorbit mai devreme. Contul de execuție, cheltuieli, buget autofinanțate, la fel. Bugetul anual 1210, estimările, adică 12 miliarde vechi sau 1.210.000, plăți efectuate 732. Total procent 100%, asta înseamnă că dacă n-am fi mers pe sistemul de licitații și pe, e posibil ca în coloana plăți efectuate să fi fost o sumă foarte apropiată de bugetul anual inițial de 1210. Asta înseamnă să faci licitații, să ai competiție pe piață și să poți să obții cele mai bune prețuri. Și la secțiunea de dezvoltare, ca și în cazul sursei A, vedeți că în 2020 am înregistrat un excedent. Și aici colegii mei au pus o parte din obiectivele de investiții realizate în 2020. Da? Și n-am să le dau, n-am să le pomenesc pe fiecare în parte, dar vedeți cum sunt ele bugetate. Unele sunt investiții multianuale, altele au fost doar pe 2020 și le-am închis la sfârșitul anului 2020. Este parte din lista de investiții la care noi am lucrat în 2020. Avem și autofinanțatele, la fel, plățile în cuantum, fiecare unde a fost făcută. Foarte important, la finele anului 2020 s-a înregistrat excedent astfel, sursa A, 1.196.000, sursa E, 177.56. Colegii de la compartimentul venituri au trecut câteva din obiectivele, pentru că aici lucrăm cu obiective și aceste obiective trebuie să atinse. Toate aceste proiecte de investiții au nevoie de bani. Ca să facem rost de bani, stabilim obiective foarte clare pentru fiecare compartiment, serviciu, birou ce avem și aceste obiective trebuie duse la bun sfârșit, altfel nu avem bani cu care să ne finanțăm proiectele. Și vedeți, activitatea se bazează pe stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale, atât de către persoanele fizice, cât și de cele juridice. Și dumnealor ne spun ce au făcut în 2020. Au fost acordate scutiri 328 de persoane fizice și 48 de persoane juridice au beneficiat de scutiri în 2020 și vedeți și pentru ce. 251 de persoane cu handicap gradul 1 și 2 de invaliditate, 58 de veterani și văduve de veterani de război, 11 persoane scutite conform legii 227, 3 persoane conform 182, 5 persoane conform 179. La persoane juridice, la fel, avem detaliat. Au fost înregistrate un număr de 2359 procese verbale de amendă. Deci este un volum foarte mare de lucru. Cine și spun colegii noștri că valoarea debiturilor fiind de 1.448.656 de lei, în care s-a încasat 226. Deci avem debite de 1.446, 14 miliarde și încasăm 2 miliarde. La data de 31.12 s-a înregistrat rămășiță în sumă de 16.800.000 lei, și este defalcat 8.300.000 persoane fizice, 8.400.000 persoane juridice. Adică avem încă foarte mult de încasat. Vedeți că avem un număr de 829 de autovehicule luate în evidență, 763 persoane fizice, 66 persoane juridice. Și au fost scăzute din evidență 581 de autovehicule. Au fost anulate accesorii. Exact hotărârea pe care am dat-o noi astăzi, spuneam că am avut una și în 2020, accesorii aferente obligațiilor fiscale, restante în valoare de 42.548 lei pentru persoane fizice și 46.000
pentru persoane juridice. Aproape 100.000 de lei au fost beneficiile de care au, eu știu, beneficiat, să zic, persoanele fizice și juridice, numai acele hotărâri de consiliu. În evidența fiscală avem 9.694 de roluri, din care 8.449 persoane fizice, 493 roluri persoane juridice. Vedeți dumneavoastră că mi se spune și câte contracte au fost încheiate, ce tipuri de contracte și așa mai departe. Ce rol au cei de la executări silite? Și ne spun ce s-a întâmplat, ce s-a lucrat. Au fost emise 56 titluri executori și somați în valoare de 55.000, sumele care au fost încasate. Mergem mai departe la Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriilor, Investiții. Avem un arhitect șef, vedeți structura serviciului, legile care guvernează serviciul. Au fost emise 78 certificate de urbanism, 31 de autorizații de construire. Avem detaliat sumele care au fost încasate în urma achitării taxelor aferente certificatului de urbanism și autorizațiilor de construire, 76.219. Au fost întocmite 11 procese verbale privind ocuparea abuzivă sau de respectarea disciplinii în construcții, 26 de recepții la terminarea lucrărilor, 26 autorizații în branșament și așa mai departe. Dacă ne referim la investiții, recepții, lucrări și derularea contractelor, pentru că e un subiect pe care noi ne interesează în mod deosebit, vedeți o parte din lucrurile care s-au făcut la Bermănești în 2020 și am sintetizat aici asfaltările făcute în 2020. Și vedeți strada Energiei, sectorul cuprins între calea Trotușului și Mioriței, 13.520 metri pătrați de asfalt, covor asfaltic. Energie Altronson între Rafinerie și Bolte CF, 3.797 metri pătrați. Energie cuprinsă între Bolta, Rafinerie și zona Ocolului Silvic, ultimul tronson asfaltat pe energie, 6.300 metri pătrați. A fost asfaltată strada Muncii, 4.422 metri pătrați. Alunului, 3.023, Petroliștilor și Ghioceilor, 4.158 metri pătrați, Nemira, 1.229, Lalelelor și Zefirului, 808 metri pătrați, Popasului și Bujorilor, Bujorului, 4.184, Forestierului, 3.420, Teiului și Poiană, 8.250. Deci dacă veți aduna aceste suprafețe, veți vedea niște zeci de mii de metri pătrați de asfalt turnat în 2020 la Bermănești, doar din bugetul local. Avem și modernizarea străzilor Lapoș și Livezi, care este un proiect finanțat prin PNDL 2. Aici am avut și șanțuri betonate, podețe la acces proprietăți și așa mai departe. Am finalizat de asemenea reabilitarea termică a blocurilor din Bermănești în 2020. Spune colegul meu că s-au demarat lucrările la centru de zi pentru persoane vârstnice și de asemenea au început lucrările la extinderea rețelei de izvorul alu. S-a făcut proiectarea în 2020 și fazele pe TCS și DE la extinderea rețelei de curent la coada lacului. Și ne-au pus colegii și niște poze. Vedeți, s-a finalizat pe data de 9.4.2020 turnarea stratului de uzură la Lapoș și Livezi, așa cum spuneam, PNDL 2 și vedeți și rigolele. Pe 30.7.2020 strada Energiei DJ123, în timp ce asfaltam, buget local. 27.7 am finalizat podul de pe râul Uz, cel de la Sălătuc, făcut la fel din buget local. 11.8 am asfaltat strada Muncii din sensul giratoriu până la gară, tot buget local. 4.8 am asfaltat strada Poiană și Teiului, la fel din buget local. Știți că acolo am făcut și rigole și ce am mai făcut noi, avem poze cu scoarul și așa mai departe. În timp ce reparam acele rigole,
Pe data de 22.09.2020 am amenajat o lungime de 1 km trotuare și rigoare pentru apele pluviale pe strada Muncii, înspre gară. 16.09 a fost turnat covorul asfaltic pe strada Alunului, cartierul Poiana, proiect finanțat din bugetul local. 2.10 am turnat asfalt pe străzile Ghioceilor și Petroliștilor, la fel din bugetul local, și avem imagini. 18 noiembrie am amenajat o lungime de 2 km trotuarul pe strada Energiei și accesul la proprietăți, precum și rigole de colectare pe strada Energiei, 2 km, la fel de buget local. În 24.11 s-a asfaltat deja 123, tronsonul situat între intersecția Cura Primăriei și șoseaua de centură. Tot atunci a făcut strada Valerilor și Nemira parțial, tronsonul situat între Energie și Teiul. La fel din buget local și avem aici imagine. Ne dau colegii noștri date despre Programul Național de Înregistrare Sistematică, acel PNCCF. S-a continuat cadastrarea gratuită și acum suntem într-un nou contract de finanțare și vom demara imediat procedurile pe publicitație publice pentru a găsi o persoană juridică care să ne facă măsurătorile. Da? Deci, vedeți și la capitolul IT care ține de, sau este în subordinea serviciului urbanist, colega mea Mirela, ce a făcut, instalare fizică, stații de lucru, configurare soft. Avem o grămadă de lucruri pe care le-am făcut și care nu se văd așa cum se văd proiectele din infrastructura rutieră, țin de partea de informatică, țin de partea de proceduri și aplicații informatice. Și vedeți că în 2020 s-a semnat un contract de servicii de mentenanță și asistență tehnică cu cei de la Integrisoft, care sunt furnizori de servicii de informatică și ne pun la dispoziție toate programele cu care noi lucrăm, stații de lucru și rețea, servere și așa mai departe, licențe. Am schimbat și aici mare parte din tehnica pe care o avem, calculatoare noi, programe noi și nu numai. Mergem mai departe și portalul orașului Dărmănești a fost schimbat total. Pe partea de achiziții publice, care ține tot de serviciul urbanism, spuneam mai devreme că am avut economii la componenta de cheltuieli. Acest compartiment de achiziții publice a jucat un rol esențial. În primul rând, a fost elaborat programul anual de achiziții publice pe baza necesităților identificate la nivelul instituției. S-a asigurat activitatea de informare și de publicare, precum pregătirea și organizarea procedurilor de achiziții publice. Și dacă ne ducem un pic mai jos, vom vedea că am avut, scrie undeva, cred că colega mea, toate contractele au fost luate în urma unor achiziții publice. Au fost întocmite documentații de atribuire și s-au desfășurat procedurile de achiziție publică, numai că au fost încheiate un contract de furnizare produse împărțit pe 3 loturi, un alt contract de furnizare motorină cu o valoare de 210.000 și așa mai departe. Contracte de lucrări sunt date, toate contractele de lucrări, valorile și procedura prin care a fost semnat acel contract. Iar avem alte contracte, deci tot ceea ce noi achiziționăm la primărie facem doar prin achiziție publică. Au fost derulat un număr total de 437 de achiziții, dintre care 162 notificări de atribuire, 344 achiziții de bunuri, 18 achiziții de lucrări, 80 de achiziții de servicii. Pentru derularea procedurilor și încheierea contractelor au fost întocmite 8 strategii de contractare. Avem la fel datele. Sigur că un alt compartiment foarte important este compartimentul proiecte, strategii de dezvoltare și promovare, acel birou de manager de proiect. Avem aici câteva din proiectele în evaluare și dacă o parte din proiecte sunt deja realizate, închise,
altă parte de proiecte, al doilea calup serios de proiecte, sunt în diverse faze de execuție. Iată că ne gândim foarte serios ce vom face și mâine, la anul sau peste 5 ani. Și pregătim aceste proiecte. Și avem construire și dotare Cornou, școala gimnazială numărul 1, orașul Dărmănești, valoarea 4.200.000 de lei pe POR. Suntem în faza de presemnare a contractului de finanțare. Creșterea eficienței energetice a liceului tehnologic, corpurile C1, C2, C3 și C10, 6.700.000 de lei, POR, deci vorbim de surse europene, vedeți și contribuția noastră. La fel, suntem în fază avansată de precontractare. Dotarea elevilor din orașul Dărmănești cu tablete, acel proiect de care se vorbea, cred că la începutul pandemiei, el este pe fonduri europene, pe POC. Nici la acest moment încă nu este finalizat proiectul. Suntem în analiză, am depășit toate etapele de analiză și suntem în faza de precontractare. Proiecte în implementare. Centrul de zi pe POR, 3.600.000 de lei, este în proporție de, cred că, 50% executat, se lucrează, constructorul este pe teren și zi de zi lucrează acolo. Modernizarea prin PNDL a străzilor Laco și Livrez, 5.300.000, este aproape de finalizare, 99% este implementat. Cred că în următoarele 2-3 săptămâni vom închide acest proiect. Lucrări de construire a infrastructurii de prevenire Pârâul Dărmăneasca, AFIR, 1.462.000. Aici suntem în proporție de 80% cu proiectul realizat. Centrul Cultural Nemira, situat în Dărmănești, 10.643.000 de lei. Am semnat contractul de finanțare. Am demarat procedura și am închis procedura de consultanță pe achiziții. Zilele acestea lansăm achiziția pentru proiectare, reactualizare, expertiză și proiect tehnic. După care sperăm până la sfârșitul anului să demarăm procedura de achiziții publice pentru execuție. Proiecte propuse spre finanțare. Suntem cu documentația încheiată pentru creșterea eficienței energetice a școlii gimnaziale numărul 2, 3.500.000 de lei. Știți că s-a discutat de finanțare prin AFM. Eram pregătiți încă din aprilie, din mai. S-a prelungit sesiunea până la 31 de deschidere. Deci se deschide sesiunea la 31 august. Avem și aici 3.500.000, aproape 1.000.000 de lei finanțarea noastră. Dezvoltăm două proiecte foarte interesante pentru rezervația naturală Lacul Bălătău și situl Natura 2000, Nemira. Colegii mei au trecut 25.000.000 de lei, nu e corect aici. Fiecare proiect face 25.000.000 de lei, deci fiecare proiect 5.000.000 de euro, deci cele două proiecte, ei s-au speriat de suma mare și au trecut... Da, este doar Lacul Bălătău 25.000.000 de lei, adică 5.000.000 de euro. Și Natura Creasta Nemirei, încă 5.000.000 de euro. În linii mari, care e, ce se întâmplă? Acolo sunt niște proiecte destul de complicate, ar trebui să vorbim două ore ca să explicăm despre ce este vorba, dar ținta... Se reface Lacul Bălătău. Se reface Lacul Bălătău. Ținta este să dezvoltăm, în primul rând, turismul. Vedeți că am mai prins noi aici, achiziție budul excavator, suntem pe gal. Avem mare nevoie de încă un budul excavator. Am achiziționat acum 2 ani un budul excavator nou. Se pare că cerințele, mai ales în urma inundațiilor, sunt foarte mari și am decis să mai cumpărăm prin gal un budul excavator. Finanțează 33.000 de euro. Galul, diferența trebuie să o punem noi. Avem și proiecte finalizate. Am închis blocurile pe POR. Am închis școala de la Lapoș pe POR și vedeți sume destul de importante. Am închis parcul pe POR, da? Tip scoar. Chiar mâine avem, noi am făcut recepția finală la parc. Mâine avem vizita de la ANDR pentru a închide definitiv acest proiect. Sigur că activități desfășurate pentru depunerea proiectelor. Sunt foarte multe documente care stau în spatele acestor proiecte, sunt dosare întregi pentru obținerea certificatelor de urbanism, avize și așa mai departe.
proiecte în implementare și finalizate. Am povestit de parc, vedeți că avem și niște imagini, așa arăta parcul înainte, era un teren care în care, eu știu, găseam foarte multă dezordine, câini, mizerie și așa mai departe. Asta am reușit să facem fondurile europene, este un parc modern. Mă bucur foarte mult că zilnic văd acolo fiecare seară copii care se simt foarte bine. La fel, blocurile, este închis proiectul și în stânga avem niște imagini cu blocurile care arătau jalnic înainte de reabilitare. În dreapta deja arată altceva, cu parcări, cu trotuare, cu străzi asfaltate, cu condiții normale pentru 2020. Școala de la Lapuș, obiectiv închis, era o școală care avea serioase probleme cu încălzirea, o centrală depășită, un consum fantastic de mare. Am venit cu o idee de proiect care undeva, în proporție de peste 90%, pompele de căldură asigură gratuit furnizarea agentului termic. Dacă ar fi să vorbim și de cele care le implementăm acum, vedeți centrul de zi, valoarea proiectului 2.700.000 de lei, bugetul local pune 45.000 de lei, este centrul de zi, așa arăta înainte de a prelua, o stare avansată de depreciere, așa arată acum, se lucrează, va fi unul dintre cele mai frumoase proiecte, zic eu, din Dărmănești. Termen de finalizare 2022. Curul de la Dărmăneasca, serioase probleme aveam de fiecare dată când venea apa acolo, facem niște lucrări de, eu știu, regularizare, niște lucrări care nu sunt așa cum mi-aș fi dorit eu, adică aș fi dorit pe toată lungimea râului să avem aceste lucrări. Suportul financiar a fost mic din partea firmului, va trebui să completăm din bugetul local în etapa 2 și 3 pentru a elimina total problemele care le aveam acolo când plouă mai tare. La fel și drumul Lapuș, spuneam că e în proporție de 90%, 99% finalizat, rigole și așa mai departe. Centrul Cultural Nemira, aici avem un proiect foarte important, 2 milioane de euro, valoarea proiectului 10.643.000 de lei, Consiliul Local 211.000, restul fondului europene. Da? Aici spuneam că suntem în faza de a lansa procedura de achiziții pentru reactualizarea expertizei tehnice și a face proiectul tehnic. Da? Avem aici încă un proiect propus pe finanțare, o școală nouă în cartierul Brătulești. Am mai avut noi discuții pe această temă. Așa va arăta școala. Suntem la precontractare. La Liceul Tehnologic, la fel, cele patru corpuri, vom schimba total fața Liceului Tehnologic în urma acestor investiții pe corp. Dacă discutam de tablete, vedeți 1,5 milioane de lei vor fi alocați prin COC și sunt defalcate aici tablete, laptopuri și așa mai departe. Da? 1.500.000 de lei, Consiliul Local 30.000 de lei și restul finanțării prin POR. La fel, școala numărul 2, valoare 3.500.000 de lei. Vedeți, iar rezervația naturală la Bălătău, care este proiect de sine stătător și natura Creasta Nemirei este alt proiect. Aici aveți date ce se vrea să se facă acolo. O să vă propun să mergem un pic mai departe. Avem și serviciul poliției locală. Ce au făcut cei de la poliția locală. Aș vrea să vedem dacă găsim, sigur sunt, niște măsuri coercitive. Zilnic au fost verificate acțiuni, ne dau fiecare ce avem, dar era undeva parcă de amese, acțiuni aplicate, avertizmente
6. 99 în anul 2020, amenzi contravenționale 150 în cuantum de 65.000 de lei, sancțiuni contravenționale pe legea 55, 80.000 de lei. Da, deci sunt activități făcute și la poliția locală. La protecția civilă aș vrea să fac un pic un comentariu, pentru că știți că am trecut în această perioadă de pandemie dificilă și am avut mult de lucru pe această componentă. Veți vedea și partea de efectiv de dezinfecție pe care am făcut-o la nivelul orașului Dărmănești. Pe toată perioada pandemiei, orașul Dărmănești nu a depășit 1% la 1000 de locuitori. Asta și datorită faptului că am fost poate pronți, am intervenit și cu acele dezinfecții, am mediatizat portul Măștii, au înțeles cetățenii din orașul Dărmănești că trebuie să păstreze, eu știu, regulile impuse. Tot aici, ajutoare materiale acordate familiilor care au avut afectată gospodăria în urma incendiilor și vedeți, toți cei care au avut incendii în 2020 au beneficiat de sprijinul nostru, 5.000 de lei, 3.000, 3.000, în funcție de cât de afectată le-a fost gospodăria. La fel, managementul sistemului integrat și de mediu. Aici vorbim de compartimentul de audit intern. Avem un compartiment de audit foarte vigilant. Am avut misiuni de control intern să vedem unde avem puncte slabe. Am gândit planul multianual întocmit pentru perioada 2021-2023, planul de audit. Nu suntem perfect și continuu ne adaptăm noilor provocări și legislative și nu numai. Și uitați ce spune aici, în 2020, conform planului anual de audit public intern, la nivelul compartimentului, au fost planificate și realizate un număr de 3 misiuni de asigurare la nivelul ordonatorului principal de credite, respectiv auditarea activităților specifice serviciului urbanism, adică s-a controlat la serviciul urbanism tot ce se întâmplă acolo, să știm dacă avem probleme și avem, auditarea activității specifice pentru starea civilă și auditarea administrării, concesionării și închirierii bunurilor proprietate publică și privată. Pe fiecare control în parte avem detaliat unde sunt problemele pe care le avem și stabilim măsuri foarte clare cu termene pentru a putea remedia problemele pe care le avem. Da, vedeți aici termenele de implementare. La compartimentul comercial, pentru că am mai avut întrebări cât suntem, câți agenți comuni și așa mai departe, avem aici toate datele. Pe raza localității sunt autorizate 200 de societăți comerciale, 17 întreprinderi familiale, 37 întreprinderi individuale, 6 persoane fizice și așa mai departe. Mergem mai departe, la fel și serviciul public comunitar. Serviciul public comunitar, vedeți dumneavoastră că a avut o activitate destul de laborioasă, au fost primite 1192 de cereri pentru eliberarea actelor de identitate, 1192 de cereri. Și, sigur, sunt detaliate toate lucrurile pe care radiate din listele electorale 158 de persoane, cereri primite pentru eliberarea certificatelor și așa mai departe. Administrarea domeniului public și privat este unul din serviciile cu foarte mare implicare în activitatea primăriei și avem 3 formații de lucru aici. Vreau să vă spun că mare parte din lucrările pe care noi le facem cu oamenii de la domeniul public și am să vă spun și de ce. Ce facem noi în regie proprie este mai ieftin. Nu neapărat că este și mai bun, dar faptul că nu plătim TVA, nu plătim niște cheltuieli care ar însemna din stat un 20%, ne fac să fim mai competitivi vis-a-vis de piața lucrărilor din zonă. Nu le putem face pe toate, dar în mare facem ceea ce avem noi competență. Și vedeți reabilitarea grădiniței din cartierul Păgubeni. Era într-o stare jalnică după inundațiile din 2018,
am venit, am intervenit cu oamenii de la primărie și așa arată în 2020 la sfârșit. Tot cu oamenii de la domeniul public am făcut aceste stații pe care le avem pe raza orașului Bermănești, mai timid la început. Se pare că au ieșit suficient de bine și vom continua să facem și în 2021 stații, da? Am extins rețeaua de apă potabilă și vedeți 180 de metri în iar pe strada Luncii. Am pregătit lemne pentru școli și vedeți că am pregătit și am depozitat. Extindere rețea de apă la Sălătuc, în Brătulești am avut iar extindere și sunt lucruri pe care nu prea se le vedem, dar când le cuantificăm, e foarte important acest serviciu, pentru că altfel ne-a costat poate dublu să facem lucrările. Extindere rețea apă potabilă în strada Bradului, în Brătulești, vedeți 185 de metri liniar. Și canalizări. Aici avem iar extindere canalizare 160 de metri liniar pe strada Calea Trotușului, la Mașcaș. Vedeți colegii noștri care au reușit să facă acest lucru. Am modernizat grădinița de la Sălătruc. Arăta și grădinița destul de rău. Am modernizat-o cu oameni din cadrul primăriei, am făcut gard, împrejuriri și așa mai departe. Așa arată după modernizare. La baza sportivă am lucrat, vedeți, garduri, întreținere, am amenajat rigole pluviale, trotuar pe Chimiei, colț cu strada stadionului. Am reparat punțile de pe raza orașului Bermănești, am construit podul de care aminteam mai devreme la Sălături, tot cu cei de la domeniul public și aici aveți poze din timpul execuției. Da? Facem toate marcajele rutiere. Ne-am cumpărat mașină de marcaje rutiere și am economisit foarte mult. Am avut o ofertă de preț de la strada Orizontului, 65.000 de lei de costat doar strada Orizontului. Am dat 32.000 de lei pe mașinăria de trasat marcaje, cumpărăm vopseaua și am ieșit cred că sub 40% din preț. Sigur, montăm limitatoare și așa mai departe. Intervenim la partea carosabilă și aici avem o poză din cartierul Sălătrucul Zilei, înainte de pod Bradu, acolo unde era sfată placa de beton. Am intervenit, am făcut acele reparații și sigur că lucrurile sunt mult mai bune acum. Am amenajat la dispersarul de la Bermăneasca parcarea din fața dispersarului, la fel lucrări din timpul, poze din timpul execuției. Am montat stâlpi de iluminat public pe strada Energiei, tot ce ține de partea de iluminat ornamental. Rigole în cartierul Poiana, la Biserica Sfântul Gheorghe, construire casă socială. Știți că am avut un caz, în fiecare an avem o tradiție în fiecare an să facem o casă din donații pentru o familie necăjită. Aici avem casa de la Sălătruc, beneficiar Gabor Ionelea, o femeie tânără cu 4 sau 5 copii, mai știu, căreia a murit soțul și nu avea rămăsese pe lume. Așa arată casa. Am balastat și reparat străzile pietruite. Vedeți aici câteva zeci de mii de metri liniar de stradă, lucrări din timpul, poze din timpul lucrărilor cu decolmatări de rigore și așa mai departe. Da? Intervenim ori de câte ori e cazul la poduri, podețe, facem curățenie, pentru că avem un deficit de educație vis-a-vis de curățenia pe raza orașului Bermănești și foarte mulți cetățeni aruncă la voia întâmplării. Vedeți poze cu acești oameni, facem curățenie și cu beneficiarii legii 416. Tot ei s-au ocupat de votări. Am întreținut spații de verzi și am făcut plantări tot cu acești oameni. Baza sportivă o întreținem tot cu domeniul public. Asigurăm pe timpul friguros lucrările de dezăpezire și împrăștiere material antiterapant. Și aici am făcut o economie foarte mare, comparându-ne cu localitățile învecinate, prin prestarea acestui serviciu de către
angajați în primărie, comparativ cu angajarea unui agent economic privat. Da, avem baza de balast. Aici, ajutoarele de la Uniunea Europeană care au fost date beneficiarilor, tot acești oameni fac. Sunt implicați în tot felul de acțiuni pe care le avem culturale și nu numai Rariu de la Dărmănești. Ei au venit și au făcut acest lucru. Am confecționat și montat ornamente pentru iluminatul festiv. Tot ideea de a avea economie și de a nu cheltui aiurea în banul public, facem aceste ornamente. Poate nu sunt la fel de frumoase ca cele cumpărate cu 10.000 de lei sau de euro, dar pe noi ne mulțumește acest lucru. Am întreținut podurile, podețele pe care le avem pe raza localității, cimitirele și monumentele de pe raza localității. La cultură, vedeți că avem și pe această componentă foarte multă activitate. Am întreținut tot ceea ce am găsit, să zic, cu ghilimele de la mănuntașii noștri. Și vedeți ursul de la Dărmănești, activitățile culturale, biserica am sprijinit-o prin toate manifestările pe care le-a avut Raliul Dărmănești, festivalul de blues, care suntem în județul Bacău, singura localitate care avem un festival internațional. Sunt localități mult mai cu ștaifuri decât noi, cu case de cultură și așa mai departe, care n-au fost în măsură să facă un festival internațional. Suntem la ediția a doua în acest an și sigur că ne bucură că am reușit și în acest an să finanțăm târgul de produse tradiționale. Suntem la ediția a patra, nici nu mai știu, încurajăm și sprijinim producătorii, mici producători, nu numai din Dărmănești, ci de pe raza 8 localități. Avem aici sărbătoarea celor care au făcut 50 de ani de împreună cu înviețuire și vedeți că în fiecare an, din bugetul local, atribuim niște premii. Manifestări sportive, prilejuite de Săptămâna Mobilității, un număr destul de mare de elevi au participat cu biciclete la această manifestare. Manifestări comemorative, Zilele Eroilor și așa mai departe. La compartimentul piață, am să încerc să trec un pic mai repede, avem și aici foarte multe lucruri făcute. Faptul că am modernizat acele spații, târgul săptămânal și ce mai avem noi, a reușit să ne aducă venituri și vedeți, toate sunt publice, deși am avut în 2020 interdicții de comercializare în târg, am încasat 147.399 de lei. La pădure și pășuni, am avut în 2020 și aici destul de multe de făcut, am reușit să ne încasăm sumele pe care le aveam prognozate. Biroul Transporturi de Servire și Parc Auto. La fel și aici se lucrează într-un ritm destul de accelerat și vedeți colegii noștri, în timp ce noi vorbim aici, ei încă sunt la această clădire, care era o clădire părăsită în fostul amplasament al spitalului din strada Dumbravei, într-un stadiu avansat de degradare. Lucrăm aici pentru a reda circuitului medical această clădire și ne dorim ca în perioada următoare să avem acolo noi cabinete medicale. Ne-am cumpărat și ne-am dotat tractorul pe care îl avem la domeniul public cu un măturător stradal. La fel ne rezolvăm problemele pe care le avem aici. Secretarul orașului Dărmănești este o întreagă activitate care ține de legalitatea, să zic așa, activităților pe care noi le desfășuram. Sinteza anului 2020 au fost emise 668 de dispoziții și 148 de hotărâri de Consiliul Local. Detaliat avem tot ce ține de colegii de la Biroul de Asistență Socială care sunt în subordinea domnului secretar.
foarte multe lucruri prezentate. Ce este important, cred că, dosare pe legea 416, da? 324 active, dosare 253, dosare încetate. Vedeți un flux permanent, unii își pierd calitatea de beneficiar a legii 416 datorită faptului că nu respectă tot ce ține de această lege, nu-și fac orele și așa mai departe. Avem și dosare reluate, anchete sociale, prestații, cine a beneficiat. Uitați că discutam la un moment dat de ajutoare. Am dat o hotărâre de Consiliu anul trecut sau cu 2 ani legat de ajutoare. Ajutorurile beneficiare, ajutor social, 324 de dosare, 93.000 de lei. Ajutor de mormântare, 20, 13 beneficiari, 2950. OUG 70, 129 de dosare, 13.604. Ajutor de urgență, ce dăm noi pentru foc, 15 beneficiari, 2550. Și ajutor de urgență prin hotărâre de Consiliu, sumele mai mari, 17.570 de lei. La fel, astea vor fi publice, le veți vedea toate. Pentru alocații pentru susținerea familiei, beneficiarii, am cumpărat măști de protecție. Unii dintre dumneavoastră v-ați întrebat câți bani am cheltuit noi pentru măști. Găsiți aici absolut toate datele și care au fost costurile cu pandemia. Pentru Oradea de Mănești au fost foarte mici comparativ cu alte unități administrative teritoriale, ținând cont de faptul că noi, deși am făcut o cheltuială foarte mică, am reușit să păstrăm sub 1% gradul de infectare pe toată perioada pandemiei. Vorbim de pachetele alimentare de igienă conform hotărârii Consiliului Local, aici ziua vârstnicilor, la finalizarea proiectului umanitar Casa de Crăciun, vorbeam de acea familie cu 5 copii, da, îi vedeți aici. Situația salariaților, am să mai fac aici câteva precizări și după aia am să încerc să închid ca să nu vă plictisesc. Facem toate aceste lucruri cu un număr mic de oameni. Și vedeți aici în organigramă număr de posturi aprobate și număr de posturi ocupate. Deci noi avem aprobat 120 de posturi și lucrăm cu 79, adică 41 de posturi sunt vacante. De ce facem lucrul ăsta? Pentru a putea să ducem banii de pe componenta de funcționare spre componenta de investiții. Așa am reușit 60% din taxele și impozitele pe care noi le avem la nivel de oraș de Mărești să le dirijăm spre investiții și nu spre cheltuieli de funcționare. Sigur că din punctul meu de vedere, și la 79 de oameni, încă am putea să mai coborâm. Sunt unii care nu sunt eficienți și care mai mult ne încurcă. Și poate că am putea angaja în altă parte unde este reală nevoie. Registrul agricol, la Dărmănești avem 5.816 poziții de rol registrul agricol, dintre care 5.271 gospodării cu domiciliu în localitate, 545 în alte localități, operațiunile care s-au făcut, relații publice, documente și arhivă, la fel și aici avem o grămadă de lucruri consemnate de colegii mei, cum s-a făcut evidența, de câte ori apelăm la arhivă, da, cum le ținem acolo, adeverințe și așa mai departe. Cabinetele medicale școlare, avem aici, la Liceul Tehnologic, este doamna Constantin, grădinița cu program prelungit preșcolar, vedeți, 73 răstoacă, și la școala gimnazială numărul 2, doamna Șine, numărul de elevi și așa mai departe. Vizite de lucru și contracte semnate. În 2020, în 19-a 3-a, a fost semnat contractul pentru execuția lucrărilor de extindere, rețele de gaze. Deci pentru cei care ne întreabă pe gaze, vorbim de martie 2020, am semnat contractul pentru execuția lucrărilor, da? Pentru un pachet de 6 străzi, gării, lungi, primăverii, rechitiși, fabricii, triajele. Sigur că nici la acest moment n-am reușit să le implementăm, pentru că
întâmpinăm reale probleme cu cei de la Degas. Foarte, foarte, foarte greu să mișcăm. Deci la acel moment, devizul era de 860.000 de lei. Vă dați seama, a trecut un an și ceva. Costurile sunt clar mai mari. Până reușim să luăm toate avizele de la ei, cu siguranță va trebui să rectificăm și să punem bani, pentru că au crescut acele costuri. Da? Am avut în 6 mai 2020 vizita prefectului județului Bacău, Liviu Miroșanu, la Dărmănești. Sigur că am vizitat obiectivele de investiții de pe raza orașului Dărmănești. În 6 iunie a fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția rețelei de curent la coada lacului. Este cel mai mare proiect de investiții făcut în parteneriat pentru o autoritate publică locală și operatorul del gaz. Este, valoarea depășește 1 milion de euro. Noi finanțăm 50% din buget local. La acest moment, proiectul este în implementare, mai bine de 60% este executat. Este un proiect multianual. Cu siguranță, la acest moment, noi am avut bugetat 1 milion de lei pe care i-am și achitat, 900 și ceva de mii de lei am achitat. Și ne dorim până la sfârșitul anului să facem o rectificare, să mai punem niște bani în așa fel încât proiectul să fie cât mai repede finalizat. În mare, proiectul constă în 16 km de linie de medie, 11 km de linie de joasă, 5 posturi de transformare și așa mai departe, da? Tot în 2020, în 2007, am avut în Dărmănești o delegație a renumitului cotidian francez Le Monde. Deci a venit la Dărmănești, vedeți jurnalistul de la Le Monde, poze din timpul discuțiilor. În 21.09.2020, la Dărmănești a venit ministrul mediului, apelor și pădurilor, Costel Alexe. Efectul direct al acestei vizite îl vom vedea zilele următoare. La Dărmănești va avea loc o investiție de peste 20 de milioane de lei în reabilitarea malurilor râului Trotu și râului Uz. Pe o porțiune destul de serioasă, veți vedea diguri din beton și pe Uz și pe Propuș. Suntem cu proiect în faza de am emis autorizația de construire, da, și suntem la avize. Sper ca undeva în prima parte a lunii august să înceapă și lucrările. Am amenajat centrul de vaccinare, dacă vorbim de sănătate, învățământ și culte, de la Plopu. Este unul dintre centrele moderne de pe raza Băii Crotușului. Aici au fost vaccinați un număr destul de mare de cetățeni, nu numai din Dărmănești, au venit și din străinătate. Vedeți, la burse, vorbeam mai devreme de burse, un număr de 57 de burse de merit, 94 de burse sociale, valoare de 15.700 de lei. Deci am transmis acele solicitări către profesor și toți cei care au îndeplinit condițiile au beneficiat de burse de merit, burse sociale și așa mai departe. Tot în 2020, am hotărât împreună cu Consiliul Local să achităm transportul elevilor din cartierul Brătulești. Știți că am încheiat un contract cu o firmă de specialitate și peste 110 elevi care sunt la școala numărul 2 și la liceul tehnologic, beneficiază de transportul gratuit. Noi, din bugetul local, aprobăm și plătim costurile cu transportul elevilor. Da? Am premiat excelența și vedeți aici copii cu rezultate remarcante, care sunt din orașul Dărmănești, doi tineri sportivi, Stoica Georgelia, vicecampioană europeană la junior 2020, proba de 4+ canotaj și Sărbulescu George, 7 medalii de aur, 5 medalii de argint și o medalie de bronz la campionatele naționale. Ne bucurăm când îi vedem pe la Jocurile Olimpice pe român, dar uităm repede noi ca autorități publice să și recompensăm. Noi avem doi sportivi care în 2020 ne-au onorat cu premii și sigur că și noi am făcut un gest simbolic de a-i recompensa financiar. Am sprijinit bisericile din Dărmănești și vedeți la Biserica Izvorul Tămăduirii am sprijinit Casa Praznicală.
cu lucrări de reabilitare și am și dotat, am sprijinit financiar pentru dotarea cu mobilier. Au fost achiziționate de către noi 18 mese mari din Moriți și 150 de scaune pentru a putea beneficia propuse în clădirea și nu aveau ce le trebuie acolo. La Biserica Catolică, materiale pentru refacerea gardului împrejmuirii și avem acolo o șipcă metalică și așa mai departe. La Biserica din Păgubeni, ușile de intrare, care nu prea au fost așa de scumpe, frumos cum au avut părintele acolo, plus pictura interioară. La Rom, au solicitat la cimitirul lor din spate de acolo să le facem o capelă, pentru că nu aveau unde să facă slujbele de mormântare. Și împreună cu ei am implicat pe toți, am construit acolo gardul de împrejmuire, o capelă și, sigur, și apă potabilă. Vedeți, comunitatea de romi, împreună cu oamenii de la primărie, cum construiau. Deci împreună am construit acolo și lucrurile arată mult mai frumos. Biserica din satul Lacoș, ploua, este monument istoric, cu 1913 ploua biserică. Am asigurat finanțarea și am schimbat acoperișul integral la Biserica din Lacoș. Sigur, am făcut și o toiță aici. Lucrările de, n-am să mai fac trimitere la lucrările de asfaltare, văd colegii mei aici au pus cum asigurăm noi marcajele, dar foarte important cred că este momentul 31 mai 2021, văd aici, 2020, cred că când s-a semnat contractul pentru Casa de Cultură 10.643.000 de euro. Da? Am reușit să parcurgem a treia etapă importantă, prima etapă a fost, dacă vă ați aminte, să cumpărăm Casa de Cultură. În 2017 ne-am asumat atunci un lucru mare, am cumpărat Casa de Cultură. Al doilea lucru foarte important, am depus un proiect spre finanțare și am îndeplinit condițiile. Al treilea lucru, am reușit să obținem finanțare peste 2 milioane de euro și aici sunt trei obiecte de investiții, nu doar Casa de Cultură. Este strada, Casa de Cultură, deci strada Ratonăriei va fi modernizată, Casa de Cultură și parcarea și, sigur, al patrulea și cel mai important, să reușim să implementăm acest proiect și acum suntem în fazele de achiziție. Imagini cu lucrările de reparații. N-am mai spus aici, am făcut mulți metri în iar de rigolă betonată. Aici avem rigole pe strada energiei. Știți ce era pe partea dreaptă. Suntem în plin proces de implementare. Așa arată proiectul de la coada lacului cu extinderea rețelei de energie. Sunt acești stâlpi cu linia de joasă aici. Aici suntem aproape la pod la Colomeți. Am să puțin asta amintesc, lucrările începute și finalizate, da, le avem aici, mare parte asfaltări, dar nu numai, uitați câte străzi sunt asfaltate, avem și extinderea rețelelor de gaze, aici sunt contractele de execuție a gazelor, pe o parte din străzi, țeava este introdusă, pe altele urmează. Da? Rețeaua de canalizare este aproape finalizată. Centura ocolitoare, un alt proiect foarte, foarte greu, este centura ocolitoare, trafic greu. Am întocmit Daliu și este depus spre finanțare. Este un raport în sinteză. Și sunt foarte multe lucruri pe care nu le-am prins în acest raport, că ar fi însemnat să, nu știu, să mai scriem încă 100 și ceva de pagini. În final, sigur, eu și în anul 2021, activitatea mea și administrației publice locale, a colegilor din primărie, va fi țintită spre proiectele de investiție și de dezvoltare locală și ținta mea ca managerul acestei instituții, ca un donator principal de credit, este să asigur finanțarea. Restul, parte din important, să zic așa, din lucrurile importante, sunt rezolvate în momentul în care asigurăm sursa de finanțare. Mulțumesc! Puteți consulta raportul de activitate
pe pagina primăriei și, sigur, dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Dacă nu, mulțumesc, o să o rog pe Irena să închidă și o să trecem și la diverse, dacă mai doriți, dacă... Da. Închidă, te rog. Aș vrea să fac un anunț la prezentarea ISG Bacău. Urmează domnul Domnul Balaș. Domnul Balaș. Da? Te rog, domnul Balaș. Ce vrei eu? Vedem că schimbările climatice sunt tot mai accentuate în ultima perioadă. Și să căutăm soluții să facem decolmatări, curățiți de puteți înainte de avem istorie. Sunt probleme majore când vin la noi torențiale, grisurile de acolo, băiatul unde a pus-o și multe familii simt pe la lor disconfortul. Să găsim soluții personalului. Deci în primul rând soluțiile să vezi găsite în funcție de responsabilități. Fiecare cetățean trebuie să-și curețe podețul de la poartă, pentru că cu siguranță nu o să ajungem noi să putem acoperi toate șansurile și podețele de la poartă. Noi ne axăm pe principalele, să zic, căi de scurgere și aici ne-am propus în perioada următoare să decolmatăm toate puraiele care sunt afectate de inundațiile din luna iunie. Am făcut și această rectificare pentru că aveam nevoie de resursă financiară, această rectificare de buget, începând cu 1 august, acești bani dați prin hotărâre de guvern pot fi accesați. Și cu siguranță și la acest moment lucrăm și cu utilajele noastre la capacitate maximă, lucrăm și cu utilaje închiriate, în așa fel încât să putem, în primul rând, repara străzile care au fost afectate, în al doilea rând să decolmatăm toate cursurile de apă care au fost colmatate și să intervenim și punctual acolo unde, poate din motive, nu e nimeni acasă sau mai știu eu ce, sunt podețele înfundate. Vedeți că facem rigole betonate și avem un program de investiții, rigole betonate, mai nou, aproape 2 km de rigole pe strada Energiei, în primă urgență acum. Vreau să continuăm proiectul ăsta de reabilitare. Din 2016, cred că am făcut 10 km de rigole la Mărmărești. Continuăm, dar, repet, obligația fiecărui cetățean de a-și face plățile la poartă. Dacă mai aveți întrebări. Proiectul ăsta de canalizare a omului și parte tot, parte rus, parte totuși, e stabilită zona unde s-a... Este stabilită zona, este făcut proiectul tehnic, veți vedea, așa cum spuneam, e un proiect care prima etapă s-a 20 de milioane de lei, da? Lucrăm pe zona totuși în... În principal la Băgu Benc, acolo am avut, după ce trecem podul la Sabău, în stânga și în dreapta, e un tronson destul de mare de tip betonat, așa cum ați văzut la Comănești sau în alte localități. Trecem până în zona școlii de la grădiniței de la Băgu Benc, în partea stângă a monte de pod Sabău, mergem până la ultima casă, deci vor fi diguri gabioane din beton, betonate pe 3 nivele, iar pe uz suntem interesați de zona târgului săptămânal, tot ce avem noi aici. Am luat în analiză 450 de metri din iarea munte de pod, două lungimi cum prevede legea, până în zona vadului. Deci vom merge pe uz paralel cu șoseaua de centură până în zona vadului. Proiectul este finanțat prin Banca Mondială, responsabil de proiect sunt cei de la Apele Române. Da? Deci noi am făcut ce a ținut. Noi chiar săptămâna trecută, luni, am semnat autorizația de construire. Acum așteptăm ultimele avize și mi-aș dori foarte mult în 2-3 săptămâni să înceapă lucrarea. Este un proiect de mare anvergură care, sigur, ne facilitează nouă tot felul de avantaje. Dacă nu mai sunt întrebări, aș vrea să-i spun eu la mulți ani colegii noastre Ionela Cengel, care zilele astea a făcut o frumoasă vârstă, 22-23 de ani. La mulți ani, sănătate maximă și acum te rog. Sincer, te doresc să fac un anunț la solicitarea ISJ Bacău. Inspectoratul Școlar Județean Bacău
lansează implementarea programului REEDU, a doua șansă, care se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani, șomeri, și care nu au finalizat cursurile ciclului primar sau gimnazial și care doresc să le reia. Una dintre condițiile de a participa în acest program este de a fi în evidențiile Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă. Noi am primit deja această listă cu cei care sunt în evidențele lor. Prin urmare, domnul director Gheorghe Iulian, de la Școala Gimnazială numărul 3, identificând în zona școlii lui cei mai mulți cetățeni, a popularizat proiectul, a distribuit pliante și a anunțat chiar personal acele persoane. Rog colegii consilieri, dacă mai identifică cetățeni care vor să reia cursurile, să se adreseze școlii. Bineînțeles că trebuie îndeplinite câteva condiții, nu stau să le enumer aici, dar noi dăm toate detaliile de la școală. Mulțumim, doamna director. Mai fac un anunț. Aș vrea mai multă atenție din partea cetățenilor la colectarea selectivă. Zilnic ne-am făcut tot felul de informări în zilele când cei de la Romprest vin și ridică pubelele cu selectiv. Nu se înțelege și astăzi oamenii au scos la poartă și pubela de gunoi menajer și pubela de gunoi selectiv. Gunoiul selectiv nu este ridicat decât în zilele în care avem stabilit de comun acord. În luna august avem două zile. Pe data de 9 august va veni mașina de la Romprest să ridice doar gunoiul selectat, adică plastic, cutie, sticlă, ce avem noi. Deci 9 august și 23 august. Rugămintea mea este să selectați, să puneți în pubela de selectiv și să scoateți acea pubelă doar în zilele în care vine mașina. 9 august și 23 august. În condițiile în care scoateți fără, în afara acestui program, fie veți fi refuzați de cei de la Romprest, fie vor prelua cei de la Romprest selectatul și ne vor trece la un noi menajer și plătim mai mult. A doua informație, să zic, în perioada 6-7 august, adică săptămâna viitoare, la Belmănești va avea loc etapa a doua a raliului în coastă. Vă invităm pe toți, vor veni, este un concurs care ține de Federația de la București de automobilism și vor veni, cred că, peste 40 de echipaje din țară. Se va ține la Sălătuc, unde a fost și anul trecut. Vă invităm pe toți, pe dumneavoastră, consilier local și cetățeni. E un lucru inedit și cred că, după atâta constrângere cu pandemia, merită să ne bucurăm împreună. Încă o dată mulțumesc. O zi bună. Am acuzat să agenții economici care au anumite lucruri în perioada aia să... Vor fi informați toți. Perioada, e o perioadă în care drumul județean va fi închis. Da? 6 și 7. Vom trimite notificări începând de luni. Fiecare va ști și am trecut la o colaborare bună. Nu cred că sunt probleme. Mulțumesc. O zi bună și...